Dacă vrei să cumperi FIFA 21 la un preț super fain, îți recomand site-ul ozone.ro, unde ai extra 5% reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Linkul către promoție îl găsești în descriere. Ceva băieții și bine ați venit la un nou episod din FIFA 21 Draft spre Glorie. Înainte să începem, nu uita să apeși butonul de like. Hai să încercăm să ajungem la peste 1800, ar fi super, super tare. În rest, băieți, ce mai faceți? Ați văzut meciul național de aseară? Dezamăgitor, din păcate, însă trebuie să realizăm, după părerea mea, că asta ne este valoarea la momentul actual. Niciun antrenor nu o să facă miracole cu echipa, doar un lot de jucători un pic mai valoros. De la copii junior trebuie să vină totul și cred că dacă se insistă acolo în câțiva ani vom reuși să avem o echipă națională de un nivel mult mai ridicat. Ce părere aveți și voi? Lăsați un comentariu mai jos și spuneți-mi părerea voastră despre asta. De asemenea, dacă vreți să cumpărați articole sportive de cea mai bună calitate, argol.com/ro, link în descriere, 10% discount dacă folosești codul OVI la checkout. Hai să vedem ce ne rezervă acest draft. Suntem pe contul de Road to Glory, unde jucăm Division Rivals, unde jucăm mai mult în Ultimate Team pe canalul limba engleză. O serie foarte faină și acolo, dacă ai ratat-o, neapărat trebuie să te uiți la ea. Ia stai-mă puțin. Am jucat vreodată 4-3-2-1 într-un draft. Avem și 4-2-2-2, interesantă formație. Hai cu un 4-3-2-1. N-am jucat asta, hai să vedem la 4-3-2-1 și să vedem și capitanul Neymar, bineînțeles. Nu e discuție. 5-5, bombă de jucător. Lacazette, Tadic, Ibra, Vardy și Jimenez. Nu prea ne dă pe naționalitate. Vardy ăsta, în schimb, pe viteză nu stă rău deloc din punct de vedere al ligii. Ligă plus naționalitate, cea mai bună combinație ar fi la Lacazette. Anglia cu Franța. În schimb, Vardy e totuși superior. Problema la Vardy, știți care este? Că nu prea putem, nu o să putem să facem chemistry cu el. Gândiți-vă că l-avem striker și pe right forward. Ce poate să pide? Sunt Sterling. Stăm la Sterling, înseamnă. Pentru full chem la el. Hai să stăm la Sterling. Sterling poate, poate, poate. Salah, Bale, Mahrez. Ok. Cu Salah ia vreo 7. Gareth Bale și el un jucător interesant. One to watch. Mahrez acolo. 5 stele la skill moves. Di Maria sa. Mo Salah. Să-l iau și pe Mo Salah sau pe Gareth Bale. Hai mă cu Mo Salah, cu Mo Salah. Și acum la mijloc aici un Fabinho. Cum ar merge un Fabinho? Ar merge blană. Ruben Neves. Nu-i Fabinho, e Ruben Neves. Rabiot, asta e că e de la Juve, nu mai e de mult la PSG. Hai să vedem mijloca central. Renato Sanchez. In form, ce card nebunie. Uai. Vai ce car nebunie informul ăsta. Nu știam că este, frate, informul ăsta. Fii atent. Deci, stamina, strength, aggression superbe. Pui un shadow pe el. E bombă. 993. Wow. Balance, ball control, dribbling. Super card. Și vezi că îți va lua cu Neymar și ți-a și pe partea cealaltă. Ruben Neves. E și Keita ce-i drept, dar aș vrea să încerc pe Renato Sanchez. Nu l-am jucat până acum. Alan, într-adevăr, ia cu toată lumea. Știu că decizia... Băi, decizia cea mai bună totuși ar fi Alan la mijloc. Ar fi Alan, l-aș ține în full camp pe Salah și... Haide să luăm decizia cea mai bună pentru echipă. Pe Renato o să-l testez eu pe contul Road to Glory la un moment dat. Luăm Renato. Luăm Alan, scuze. Hai să vedem mijlocaș central stânga. Pogba, Pogboom! Bun, ia chemesi, Frankie. Tiago ar lua cu toată lumea. Tiago ar lua, mă refer, cu toată lumea dacă îl mut în mijloc, în locul lui Alan. Dar Pogba e totuși un jucător mai bun. Hai să mergem pe Pogba, schimbăm așa și vedem ce reușim pe parcurs. Fundaș stânga, Jordi Alba mergea cu De Jong, nu? Marcelo, în schimb, prinde și el acolo. Ceva de Premier League? No, asta e tot. Marcelo nu e cel mai rapid, dar un jucător foarte bun cu mingea la picior. Diego Carlos Blana a intrat, frate, Diego Carlos ăsta, pe bune. A intrat Diego Carlos ăsta Blana,
pică perfect acolo. Upamecano francez. Și dacă schimb Ruben Neves pe partea aia cu Pogba, pot să-l iau pe Upamecano. Am și un Ruben Dias. Acest Ruben Dias e și cu Shadow, fii atent. Și îți dă full camp pe partea aia la cu Ruben Neves. Îi cheamă Ruben pe ambii? Ok. Ok, ok. Upamecano, tank la 80, frate. Tank, tank. Și Ruben Dias. Și faza e că acum cu Shadow au plus 10 și cu Hunter tot plus 10 la viteză. O să merg totuși pe Ruben Dias. Ajută mult, mult, mult la overall chemise și pe dreapta Hector Bellerin, Doherty, Florenzi, Vaz și Andrei Almeida. Hector Bellerin, nu cel mai bun pe physical, dar un jucător foarte, foarte rapid pentru postul de fundaș dreapta. Boyko, Cobol, Radu al nostru, noi avem pe chemistry. Avem un brazilian care ia Helton Leite și o să mergem cu el. Chemistry 93, trebuie să putem să îmbunătățim un pic până la sfârșit. Socrates 67 pace. Coleman, Gonul și Kappa. Danilo, brazilian, Piemonte. E vino Socrates, preventiv să te avem acolo. Vino încoa. Evans, 57 pace. Nu, te rog. Franceschi, Mpembe. Reguilion pe stânga. Dar uite, vezi, îmi dă în partea unde pot să zic că mă încântă pe mine. Adică aș avea nevoie și un loc de Vardy acolo. Sau un Rashford, interesant, dar e lâmă. Lâmă, aș putea să ajut totuși la mijlocul terenului. Fii atent cu Pogba. Ok. Gnabry, Verratti, Marco Reus și Gündogan. Gündogan, Man City. Nu pot să zic că e mult peste Ruben. Ia vino Rashford încă, măcar l-am pe Super Sub. Măcar am opțiune pentru Super Sub, știi? Foarte important asta, după părerea mea, să avem acolo pe cineva. Bailly, Parolo, Gonzalo, Guedes, Lamela și Dani Ceballos. Ia cu Socrates golanul ăsta, fii atent. Cred că ia bine de tot. Deci Dani, l-am și pe Socrates acolo. Și ar fi opțiune. Lamela, argentinian, nu mă ajută la chemistry. Gonzalo, Guedes, Parolo și Bailly. Dani Ceballos, în caz de ceva, dacă aș vrea să ridic un pic echipa, cred că pot să fac aici un triunghi foarte frumos, știi? Să mă duc în 96, așa. Și nu e rău deloc nici Socrates. Nu e rău deloc. Aș putea să-l pun pe Ruben aici, oare? Aș putea să-l pun, dar după aceea aș sta în lâmă din Premier League, înțelegeți voi, și trebuie și al portar. Aici, la noi, marea problemă e la portar, să știți. Per total, marea problemă e la portar. Un portar ar putea să ne lege foarte bine. Ia să-i puțin să scoatem noi așa. Și suntem în 96. Chemesiu nu-i rău, nu-i rău deloc. Și prefera un pic mai mult la Vardy, dacă se poate. Mă rogă cu Marez, Marcos Asensio, Portu, ăsta am un schimb foarte bun. Di Maria. N-am cum să-l leg de Neymar. Marez, în schimb, poate să funcționeze bine pe post de super sub. 5 stelele la skill-ul, v-am zis, sunt foarte, foarte bune. William, brazilian, Arsenal. Interesant. Foden, Man City. Foden ăsta ajută vreun fel, nu în mod deosebit. Ia vine William. Oare ne oprim la chemistry-ul ăsta? Nu reușim să creștem deloc? Ce avem aici? Contează cumva? Na, bro, Anglia 1, Brady, ai vino cu a... Un portar m-a rezolvat și văd că nu prea mai mă leagă cu jucători foarte, foarte, foarte buni. Ia să încerc la un portar acum. Dă-mi și mie un portarel ceva. Un Ederson, aoleu, cum ar fi mers. În schimb, îmi dă Pepe Reina, fii atent, de la Lazio, Consili, Vlachodimos, Pope. Pop. 82, e mai bun decât ce avem noi. Dar Socrates cred că e deja în full cam, nu? Socrates e în full cam și așa îl țin și pe Diego Carlos în full cam cu portarul pe care îl avem. Uite, cu ăsta, cu Pop, acum, după ce îl iau, aș pierde, știi? Pentru că îl pierd Diego Carlos. Deci mai bine țin portarul pe care îl avem și... Vedem acum cum putem să pună de țin. Inform! Ești nebun? Îl iau, bă. Bă, îl iau. Băi, să vezi că le iau și joc. Crista.
Inform Cristea de la Poliaș, România. Îl iau în două stele la scaleul stresul la Wakefoot. Finishing 79, shot power 82, nu-i rău deloc. Stamina decent, strength decent, aggression decent. Măcar la mijloc îl joc, văd eu cum îl bag. Ia vino cu amul băiatul, vino cu amul. Doi jucători rămași. Da, vă sun eu mai încolo, că n-am ce să fac cu voi. Matheus și ultimul jucător, ultimul jocatore. Mamă de-a mea, dar numai non-rare gold drăcii dintre ăștia, frate. Spania, Portugalia, Anglia, 1. De un ceme. Dar ce aș putea să fac cu el, nu prea văd. Ia fi antenă, picuț o viță. Fii un picuț antenă. Cu fac așa, nu mă duc. Nu rezolv mare. Cred că rămânem în 96, cred că asta e ideea cea mai bună. Bineînțeles, totul s-a rezolvat cu acest Rashford jucat aici în 6. Absolut totul s-a rezolvat în full cam, dar aș mai putea eu să-l joc pe Neymar de prima dată. În cât ar sta Neymar? Așa, asta e. Stă în 6. Hai să terminăm draftul totuși, să vedem cum arată echipa așa, în full cam, de 184. Să vedem și managerul. Un manager? Ce n-ar trebui? Unde n-ar... cu Răzvan Lucescu. Hai mă, îl iau, indiferent, îl iau pe Răzvan Lucescu. Băieții sunt cam ok, toată lumea, știi? Am ceva de Premier League aici? Nu-i nimeni de Premier League. Luăm pe Răzvan Lucescu. Avem doi români, Cristea și Lucescu, în acest draft. Neymar, Pogba, Diego Carlos, un 184. Câțiva jucători foarte, foarte tari în acest draft. Primul adversar, 4-4-2, 76 chemetri doar? Ok. Foarte ciudat de ce a ales să nu finalizeze cu chemistry mai mare. Bruno Fernandes, pe de altă parte, câțiva jucători foarte buni. Bruno Fernandes, Gomez, Ronaldo, Vardy. Rashford, driven la lung, ce ratare! Hai mă să-l băgăm și pe Cristian nostru. Hai mă să intre Cristian în locul lui Vardy. Haide mă să-l vedem pe al nostru românaș. Cristian Careu driven shot 1-0. Adrian Cristea cu golul. He, bine mă. Andrei Cristea, Oviță. Andrei Cristea. Andrei Cristea, Oviță. Andrei. Am urcat puțin, nu prea sunt obișnuit să pice românașii noștri. Băi, cum Oviță să te încurci așa, mă? A fost și pe la Craiova, Cristea. Ce naiba, mă, Oviță, mă? Încă unul, oare, Cristea? Încă unul? Încă unul? Încă unul! Nebunie! 2-0! Andrei Cristea! Cu două goluri în primele 10 minute ale partidei. Superb! Ce bine a stat, bravo! Ce-a greșit-o pe asta, de fapt. Pogbi? Încă unul nu blocat în ultima secundă. Cazie bună, totuși. Marcelo! Aproape să marcheze cu căpățâna. Dintr-o lovitură de colț. Hai, Cristea! Cristea! Blocat în ultima secundă de fundaș. Aproape de facă hat-trick-ul Andrei Cristea. Cristea, oare încă un gol? Andrei Cristea face hat-trick-ul! 3-0 în primul meci din acest draft. Cât de tare! Tătic pe driven-uri, cât de tare! 3 goluri în primul gol la draft cu Andrei Cristea in form. Vino, mă, viță, mă! Încă unul, încă unul. Norocos de data aceasta, Alan marchează golul de 4-0. Încă unul? Da, nei, nu iartă de acolo, 5-0, 76.
Pentru că unul Cristea, nu te cred, era să dăm al patrulea gol cu Cristea. N-a fost faultul ăsta? Ba, a fost, clar. Cercăm și o lovitură liberă, poate. De Pogba, lovitura liberă, ok, ia să vedem. A mutat port jucătorul acolo, văd. Na, oricum n-a fost destul de bună lovitura liberă și mai primim încă un corner. Pe lung, ia să vedem. Alan, nu! Cum a trecut asta? Foarte, foarte puțin pe lângă poartă și aici se încheie primul meci din acest draft. 5-0, 3 goluri, Andrei Cristea. Am făcut o greșeală. Am făcut o greșeală, fii atent, joacă doi în aceeași echipă. După am văzut, are guest. Ok, Guardiola îl joacă pe CDM. 4-3-3, periculos, Goretzka, De Bruyne, Pogba, Salah, Rodrigo. Ok. Bună intercepția lui Alan, foarte bună. Ia să vedem Drivenul! Nu iertăm cu Drivenul, Marcus Rashford. 1-0, foarte, foarte rapid. Cristea, bine? Cristea, ce bine a intrat acolo. Dar dă-i la poartă, Oviță! Hai mă, că i-ai fost bună centrarea, dă-i la poartă. Cred că m-a prins aici. N-am avut ce să fac acolo. Salah? Voleu, ce ratare! Mo Salah, cum arată bro de acolo, pe stângaciul tău? Băi, nu cred că a dat așa. Ce înseamnă să n-ai portar? Cu dreptul, nu cred că... Cum a dat Salah cu dreptul finish shot? Mi-explică și mie cineva? Bine mă, bun atacul ăsta, bun de tot, Paul Pogba, face 2-2, hai băieți. Oare cine cu golul, cine vreau să vă aud, Andrei Cristea, face diferența încă o dată pe tabela de marcaj. De data aceasta, din postura de mijlocaș central dreapta, RKM îl joc în acest 4-3-2-1, am zis că am nevoie de un pic mai multă viteză acolo în față, la atacant central și l-am pus pe Salah acolo. La Cristea și așa găsește modalitatea de a marca. Hai cu lobul Salah, e bună oare? E perfectă, Mo Salah! 4-2! Bine, Socrates, bun așa. Gol? Am dat la rebound. E offside oare? Nu e offside, băieți, e 5-2 în prima repriză. Cred că e meciul nostru, dar oricum trebuie să fiu atent. Trebuie să fiu foarte atent. N-a fost offside, nu? N-a fost. Hai Pogba! Nu? E offside? Nu e offside, mă, nu e. 6-3. Mă demoralizase puțin așa după ratarea lui Pogba, într-o poziție foarte bună. Închide meciul, Viță, închide meciul, Viță, 7-3, aia e. Spectacol, nu-mi bară, de ce îmi bară? Mingea totuși la noi, dar spectacol acolo făcut de Marcus Rashford, 8-3. Mutat portarul, dar degeaba, bun atacul său și 8-4. Un meci cu o grămadă de goluri. 8 goluri într-un meci date, 4 primite. Foarte multe am primit, dar am dat și foarte, foarte multe goluri. Cristea și el, odată printre marcatori, am început să joc mijlocaș central dreapta, deoarece simt că avem nevoie de puțin mai multă viteză în atac. Per total, echipa se mișcă senzațional. Semifinale, ok, 4-3-1-2. Werner ăla e dezastru de bun, cum ar veni. Virgil foarte bun și el, Hernandez pe stânga, bombă. Partei probabil îl coboară la mijloc și face schimb cu Nakata, cred.
Salah? Mo Salah! Mo Salah 1-0! Bine, mă, băieți, mă! Salah! 2-0! Am zis meci greu? Am zis meci greu de tot și am dat două goluri în primele 6 minute. Avem parte de un rage quit și merge un mare finale. Și ce avem noi aici? 4-3-3 cu San Maximin, cu Messi și cu Ben Yedder. Oi, și doi fundași centrali cu Shadow. Babu, arată bine echipa. Lobează-l, e bun, nu e, ho, Marcus Rashford cu ratarea draftului. Da. Hai Marcelino, hai tătică și noi, bravo. Cu driva, nu? Dă-i bro o dată la poartă, două ocazii imense. Nu pot să cred că i-a scos suportarul și pe asta. Mamă cât bolan a avut meci ăsta. Acum poate Neymar, Sito. Câtă eleganță. N-ai ce să te apăr. Vine foarte, foarte mulți jucători. Pogba! Ho, cu o lovitură de cap foarte periculoasă. Neymar, la lung. Ney! Ce șut acolo! 2-1, hai băieții că se poate! Ăla-i mă! Neymar, încă una! Super centrarea la lung și e 3-1. Dar meciul nu e gata, adversarul e puternic ofensiv, aduce mulți, mulți oameni în față. Trebuie să fiu foarte, foarte atent. N-ai ce să faci aici. Nu ratează, n-are cum să rateze. Greșeala la mijlocul terenului făcută de adversar și Rashford nu avea cum să rateze de acolo. Bine, Alan, super bine. Ia vezi, asta e bună? Mire pentru Salah? Cred că e suportarul și-o ia. Nu cred că o mai ia niciodată. Perfect contraatac. 5-2 și a pus pauză. Cred că știe că a pierdut. Rage quit și finală, băieți, reușim să câștigăm acest draft. Super tare. Am avut o grămadă de goluri spectaculoase, o grămadă de goluri marcate și de Andrei Cristea, de românul nostru. L-am avut manager pe Răzvan Lucescu și acum hai să ne bucurăm și de premii. Hai să vedem ce premii avem noi în acest draft. Geam? Ohohoho! Da, mă, da, la asta mă refer. Jumbo Premium Gold Pack, Rare Players Pack și 45.000 de coins. Este un super premiu, a doua oară la început de joc acum când îmi pic așa ceva. 45.000 de coins, e incredibil. Hai să vedem primul pachetel. Nu e walkout. E Bordam, în schimb, Brasiliero, mijlocaș stânga. Un inform, pot eu să mă supăr când pică inform? Davidson, brazilian, vino în coa și tu în echipă, bro. Vino și tu în coa. Tac, Jaume. Hai, toată lumea trimisă în club. Ce e duplicate pe transfer list. Super! Și acum un rare players pack. Hai să vedem. 12 jucători gold, 12 rari. Vedem și noi un walkout? Nu vedem walkout. Și nu vedem nici Bordeaux. Uite-te și tu. Ok, Marco Asensio. Totuși, destul de binișor, băieți. Acele 45.000 de coins s-au picat incredibil. O să vindem tot ce avem aici și cu siguranță, cred că în total ne ducem la un 60.000 de coins din acest draft profit, ceea ce este senzațional. Nu uitați să apeși butonul de like, noi ne vedem în episodul următor. Vă pupă o viță!
Pa, pa!